sunt de acord, dar nu în secția de blocat, nu aici, afară. Eu asta vă spun. Deci dacă domnii președinți sunt de acord... La noi nu filmează nimeni până nu primește de la domnul director. Ați înțeles? Nu, să aștepte un pic până vorbim cu directorul, că este de mult să filmeze, nu până se termină... Da, nu, mai târziu, nu trebuie să aștepte, că deci poți să filmeze până diseară, la răstire. Bineînțeles, dar noi în școală nu filmează nimeni până... Deci trebuie să sunăm pe directorul școlii să obțineți aprobare și directorului și instituției. Pentru că nu obțineți aprobare la instituția asta, dar nu aveți ce să filmați. Vă trebuie să mă așteptăm un pic, nu putem deranja pe domnul director la ora aceasta mai târziu. Eventual vă rugăm să reveniți mai târziu după ora 9:10. Chiar dacă aveți aprobare, fără aprobarea directorului instituției în care se află secția de votare, nu aveți dreptul să filmați. Trebuie să obțineți și aprobarea directorului instituției în care vă aflați. Doamne și domnule, după ce vorbește cu directorul, care o să o sune la ora rezonabilă, filmați cu doriți. Bine? Domnul director știe că sunt alegeri. Nu, domnul director știe că noi să sunteți să filmați aici. Da, avem nu mă interesează. Eu vorbesc, noi avem niște dispoziții. Doamne, mă ascultați? Vă rog să mă ascultați. Nu mi-arătați mie îi votare, școala e a primării, nu e a instituție. Dar noi în școală nu se filmează fără acordul directorului. Verbal, telefonic, scris. Așteptați până vă dă acordul. Dacă nu dă, filmați cât doriți. Ne-am lămurit? Ok, puteți reveni. Nu, dar acum, să sună acum. Nu, sună acum, nu, dacă... Deci eu nu v-am dat afară, stați liniștiți, ocupați loc, stați la căldurică. În școală, filmați când avem acolo. Dacă... De ce doriți să filmați la prima oră? Pentru că doream să luăm primul om care ne se voteze, să zic... Dar vă rog, mergeți în poartă și luați-l. În poartă, vă rog frumos, primul om care vine... Da, și... Doamnă, dragă, am înțeles. Așteptați un pic. Și luați primul om care, că nu avem nimic în ea, nu? Nu, bun. Nu am mai nu vreau să avem nici noi probleme sau... Știți ce vreau să vă spun? Deci îl anunțăm, uitați zis domnul aici, da? Eu i-am explicat, acum, deci, doamna, dacă nu vreau să ați înțeles, da? Vă rog, ocupați, nu? Procedura noastră care este? Dar nu mă interesează hârtie. Fără acceptul director. Puteți să veniți cu un team de hârtie la noi în școală. Deci chiar dacă aveți acreditare, dacă tu... Dar eu n-am spus că nu sunteți acreditați. Să înțelegeți. Asta trebuie să o arătați domnului director. Și dacă domnul director vă dă voie, atunci... Bun, domnul director nu o să vină aici, să spună pasnicului, pot lase să filmeze cât doresc. Deci când timpul nu a văzut-o domnul director, dumneavoastră nu puteți filma. Și să vă mai spun ce a putea să veniți de ieri. Deci asta trebuie să vă... De ce n-ați venit de ieri să vorbiți cu domnul director? De la ce televiziune sunteți? Așteptați. Aici nu filmează nimeni, a început de la poartă. Niciodată. Nici măcar dincolo de gard. Nu vreau să filmeze. Dumneavoastră puteți avea acreditare. Dacă directorul vă dă acord, nu filmați cât doriți.